Vă salutăm, fraților, schimbări, după cum se vede și din această imagine, schimbări majore în organigrama și în desfășurătorul emisiunii. De astăzi, practic, emitem din studiourile Constantin Rudnitski, sau cum ar spune Ilie Dobre, mați ascultători, bine am găsit din noile studiouri Constantin Rudnitski, colegul nostru Rudi, cum emiteam pe vremuri din studioul Dan Cucu. La atenție, cred că ați remarcat un pic diferența. Studioul Dan Cucu, astăzi emitem din studiourile Constantin Rudnitski. Astea sunt vremurile, fiecare se înnoiește. Ce credeți că aspiratorul ăla a trebăluit acolo de pomană? Bineînțeles că nu. Iată schimbările cu dinaintea goală, cum ar fi spus Fănuș, gata cu laptopul, gata, a supraviețuit, e adevărat, harta Africii. Asta pentru că, trebuie să ne scuzați, avem un președinte de stat care nu cunoaște încă țările, a cutreierat mapamundul și încă nu știe să le pronunțe și atunci ne permitem totuși să mai facem din când în când și un pic de geografie. Cred că suntem singura țară din Uniunea Europeană cu un asemenea președinte care îi spune statului Chile Chile. În condițiile astea, permiteți-ne să păstrăm totuși încă vreun deceniu acest glob pământesc, că mă gândesc că ori veni și alții la putere și o să fie mai rău. Imaginați-vă dacă ajunge Madame Dăncilă sau doar și Ciucă. Da? Ciucă este un fel de plutonierul sabadag de magazie. Dacă ajunge la președintele țării, nu știe să pronunțe țările din Uniunea Europeană, dar rămite pe cele din sudul Americii de Sud. Dar până un alta nu ăsta este subiectul. Subiectul este Dan Cucu, sau actualizat puțin, Constantin Rudnitski. Am transmis, să știți. Rudi a fost un pic surprins, așa. A roșit un pic. Da? Era ca un borcan de la de gogonele pârguite când a auzit. La inițiativa subsemnatului s-a întâmplat această modificare. E vorba de identitate. E vorba de structură, cum ar fi zis Ion Iliescu. În ziua de astăzi nu suntem toți Sabin Orcan să nu ne pricepem la nimic. Și atunci trebuie să avem câte ceva al nostru. Noi o să începem, o să vedeți cât de curând în spatele meu, pe fundal, o să scrie doamna Camelia sau mai știu eu ce, o să scrie Constantin Rudnitski sau poate mai târziu când o să devenim familia Rudi, pur și simplu. Emitem din studiourile acestui brav jurnalist, brav jurnalist financiar. Tocmai l-am auzit astăzi pe unul, la Digi16 parcă era, pe unul din vastele noastre ecrane, începuse, noi o căutam pe Ancuța, sigur, dar venise unul ca Marfaru, neanunțat înaintea ei, și s-a prezentat ca fiind cea mai importantă emisiune de cultură financiară din istoria televiziunilor din România. A spus nenea ăla, de care n-auzise nimeni. Absolut nimeni. Da? Deci asta cumva m-a determinat să intrăm și noi în... Să intrăm și noi în actualitate și să denumim acest studio. Că știți că astăzi când se face câte o rebranduire dintre astea, ea e mult mai mică. Schimbi un pic nuanța. Deci trebuia acolo la fotbalul inclusiv unde se învârte mingea aia, roșul ăla sau ce e, să-l facem așa cu 0,1% mai carmin, mai portocaliu, mai coraie. Și am fi zis, am fi invitat specialiști. Și ei ar fi spus, da, este o imagine, este o schimbare de brand. Sebi Zachman, dacă își putea păstra un pic seriozitate, l-aduceam în emisiune. Bine, el e foarte înalt, așa și când șede, e și ar fi dat cu capul, practic, în ecran, cumva, dar și-ar fi dat imediat cu părerea și ar fi ajuns la concluzia că este o schimbare esențială și că spre asta tindeau telespectatorii. Sunt ceva, sunt niște replici de... Îți vine să nebunești când le citești. Tot felul de directori de ăștia, mii de departamente și vin la câte o idioțenie din asta cum era în Dinetcom. Când vine la un moment dat prostul respectiv, jucat de Jacques Villeret, sigur, în realul film, nu de mălăiele, gluma aia de piesă de teatru, Jacques Villeret și îi prezintă secretarii două cravate identice, absolut identice, și îi spune pe care să o iau. Arată către una așa crispată și zice, ai, mai fisticie asta, zice el. Și o să o ia pe aia. Erau două absolut identice. Fix așa sunt și astea.
schimbi acolo o nuanță la nu știu ce și vin ăia și așa vorbesc. Da, este o schimbare majoră, esențială în evoluția brandului nostru. Ne bucurăm că putem să le oferim, avem o bucurie nespusă, că putem să le oferim milioanele de telespectatori cele mai interesante programe. Cum bă, tu îți denumești programele alea de 2 bani cele mai interesante programe? Că toți așa fac. O largă paletă, nu există astăzi nimic să fie interesant sau largă paletă. Totul este încă la minus infinit. Da, față de ce s-ar putea face. Mi-ai propus două canale de filme la care nu se uită nimeni, bă. Și tu vii să-mi spui că ai mare paletă. Pe toate platformele de streaming, dacă mi le dai, și tot e puțin, bă. Pentru că nu există nicio calitate acolo, bă, fraților. Se vede de altfel când apare câte un serial de ăsta de excepție, cum a fost Cernobâl ăla, sau cum vorbește lumea de Shogun acum. Se vede că e numai maculatura acolo. Adică nu este nimic care să-ți atragă atenția. Și atunci vorbești în gol despre niște subiecte care nu există. Le ridici în slăv, după aia le mai cobor, că n-ai cu ce să-ți ocupi timpul. Dar dacă ar exista, într-adevăr, o calitate, cu totul și cu totul altfel s-ar pune problema. Madame Le Pen, acuzée de détournement de fonds européens, sera jugée à partir du 30 septembre. Mai este până pe 30 septembrie la doamna Le Pen, să deschide nu știu ce proces, nu riscă mare lucru, vă dați seama, în condițiile astea. Uite că ne informează telespectatorii noștri, pe 27 martie 1875 murea Edgar Quinet. A fost căsătorit cu Hermione Asaki, fiica lui Gheorghe Asaki. Credeți că Ciuc are habar de aceste personaje? De Edgar Quinet, cred că a auzit, pentru că este o stradă în București. Și cu siguranță a trecut pe acolo. N-a auzit niciodată de Hermione Asaki, cum n-am auzit nici noi de Odiseea lui Pașcu, sau cum o cheamă pe doamna Dina. Noi, consul, astăzi este ziua lui Mariah Carey. Aveți puterea să recunoașteți că în tinerețe ați dormit cu posterul vedetei pe perete. Pe perete, da. Am avut poster Mariah Carey. Lângă Madonna, lângă Sabrina, lângă Sandra, cum să, lângă Sissy Catch, pe toate le aveam. Dar aveam și futboliști. Whitney Houston îmi plăcea cel mai mult dintre alea. Whitney Houston pe la 18 ani. E? Domnul Prăjină, dacă ne scrie astăzi în Cernobâl, îl invităm totuși să ajungă la Cernobâl și să ne scrie. Calificare dramatică am urmărit. Calificarea celor din Anghila, mai ales domnul Maia. Eu m-am plimbat deasupra Anghilei aproape o oră din viață. Cum să nu urmăresc cu Târx și Caicos? I-a bătut Anghila la 11 metri. Noi ne-am plimbat deasupra Anghilei și din când în când ne mai spunea pilotul: apologize, traffic to the Saint Martin is very, very busy. Landing is a proposal to 15 minutes. Thank you. După care peste 15 minute venea și iară zicea: it's bad news. S-a auzit pe acolo. It's very, very bad news. This, because the traffic to the Anguilla Island and Saint Barthélemy Island is very, very busy. The landing is supposed to... thank you. Nu se mai auzea nimic. Voia să spună 7:45 și nu îndrăznea. Deci așa era. Și noi ne învârteam deasupra Anghilei. De asta îmi vorbiți că i-au eliminat pe Târg și Caicos la penalti. Pă cum să nu știu. Domnule consul, astăzi este ziua Mariah Carey. Tare frumușel sunteți în această seară. Veniți la familiarul Rudy. Nu, asta e mâine, doamna Camelia. Mâine e cu Rudy. Dar Rudy va lipsi mâine. În locul Rudy, să vedem cine o să facă pe Rudy. A jucat Belgia fenomenal, arbitru a tras cu englezii, care au egalat cum egalează Bellingham și la Madrid. E adevărat. E bună asta, domnul Rus. HBO Max evoluează și va deveni doar Max plus opțiuni la abonament. Păi noi o știam înainte să știe ăia de la Max. Asta ca să, dacă tot ne-ați informat. Domnul Parmezan sau domnul Panetone... Domnul Pârș, de exemplu,
Calificare dramatică a celor din Anghila. La Euro vom fi campionii ultimilor 10 minute. Ăsta e domnul Pălărie, uite că ne scrie. Să sperăm totuși că nu. Și că au ieșit ai noștri cu capul sus aseară. Asta înseamnă deci capul sus. Să te conducă adversarul cu 6-0 când mai sunt 3 minute și să pierzi cu 6-4. Am ieșit cu capul sus. A fi zis și cu Coca. Aproape fincătorie și păieții toți de pe teren. Salutări din punctul Nemo, la Euro, așa, respectoase salutări, doamna Gabriela, sunteți rară pe aici, Georgia, da, bă, absolut nimic nu s-a jucat, bă. Georgia, Grecia, zero fotbal. Țara Galilor, Polonia, zero fotbal. Polonia n-a cadrat un șut, 120 de minute, mamă, ce fotbal modest. Se vede că miza era mare. Hai să ducem un pic mai încolo, că nu mai ajungeam niciodată. Merită Polonia? Nu merită. Bineînțeles, un Lewandowski catastrofal, scria și L'Echipe. S-a calificat nemeritat. Joacă România de 10 ori cu Columbia, da, îi batem. Eu zic că și dacă mai jucăm o dată, mă tem că îi batem. Păi, conduc ei cu 6-0 la pauză și îi batem noi pe final. Au mental ai noștri. Care chile de aur le-au donat cei din Brunei? Vanuatu, a fost 3-2, dacă nu mă înșel, Brunei cu Vanuatu. Ce meciuri sunt astea, domnule? Incredibil. Au fost niște meciuri. Cambodgia a pierdut 4-1 cu Guyana. Dar cum să-ți imaginezi așa ceva, bă? Puneți-l pe Klaus Iohannis să caute Cambodgia și Guyana pe hartă, că îl mai prinde un mandat. Așa este. Portugalia a fost umilită în Slovenia. Ucraina a întors, ăsta a fost singurul meci previzibil, le-a dat 3. Islandezilor, unul a fost anulat de M. Turpin, dar celelalte două validate. Unde cum ce-ar fi zis Victor Pițurcă, un meci bun, nu? Fața unui adversar valoros, este această națională, nu? Columbiei, și ca și noi, potriva Columbiei, e pe puternică, e pe valoroasă. Eu spun că tricolorii au ajuns la o maturitate, nu? Competițională. Nu lăuda echipa națională. Vini Junior scrie frustrările de amazonian. Vini Junior se scaurâsă ea de ei. 3-3 totuși. Mergi cu penaltiuri gratuite. 3 penaltiuri, ci că gratuite. N-a mai făcut față arbitru. Marinica a bătut în cuie calificarea Liberiei la Cupa Africii pe națiuni. Pe să-i prindă pe Malawi, să-i calce în picioare. Cum i-am prins noi, bal de Marcelino. Asta își dorește și el. Saliba criticat de Dede. Toată naționala Franței a fost nulă. La KLM poți lua bilete pentru Antigua. Opa, zbor cu ăla de dimineață. 11 dimineață până în Sint Maarten. Genial. Și apoi un ATR Air Caraibe. Tot mai bine de la Gatwick. De data asta nu o să mai iau KLM-ul, deși a fost extraordinar drumul ăla, absolut monumental. Schipul, Saint Martin, deasupra Anghilei, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, ce ne-am plimbat pe acolo și după aia Trinidad. Enorm, un zbor enorm, dar totuși am stat 14 ore în avion, fără să cobor din el. Very, 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 very busy era. Noi am zis, bă, tată, clar că are o problemă la motor. Începeau bebelușii deja să se îngrijoreze. Păcat că nu erau români în avion. Au început, ar fi început să-și facă toți cruci. Ne-am dat seama după vreo oră că n-are cum să fie very, very, very busy. Pentru că Sint Maarten nu exista. Fraților, când s-a apropiat avionul în sfârșit, landing, a zis ăla la un moment dat, și atunci am crezut toți, ne-am prins repede de alea, că am crezut că se duce ca un bolovan. Era foarte nervos. Așa? Bă, când am ajuns undeva la 200-300 de metri deasupra aeroportului, am văzut o zumzăială, v-am mai povestit asta de vreo 1000 de ori, cum nu există nicăieri în lume. Erau 300 de mii de avioane. Mititele nu contează. Așa treceau. De asta nu putea, mă, colosul ăla. Că el când s-a apropiat de insulă, s-a făcut întuneric în Sint Maarten. Și nu lăsau porcii ăia, tinerei ăia care erau pe la butoane pe acolo, îi privilegiau pe al de porumboii și iancul lor.
Da, aia cu jeturile private care se întorceau și plecau. Aia era. De aia era very, very. Deci n-aș recomanda nimănui niciodată să iau un avion spre Saint Martin. N-ai cum să aterizezi la nicio oră din zi și din noapte. Ce era ceva prăpăd, era ceva monstruos acolo. Nu era sezon, stați un pic, era cât? Era 2 ianuarie. Plecaseră aia cu Revelionul, dă-i încolo. Nu se putea din cauza lor. Și ne-am dat seama când am ajuns în sfârșit pe pistă, că de acolo nu mai plecăm. Și așa a și fost. Am stat 2 ore în loc de 45 de minute când ne-a zis ăla. Era colosal, bă. Deci, asta zic. Ce nenorocire, Saint Martinul ăsta. Fisul aia tot de căcat, dinule, cum îi zicea Cornete, se merită să pariem cotețul pe faptul că România pierde tot la euro. Cu Slovacia, să vedem. Mă. Belgia și Ucraina n-ar trebui să facem față. Portugalia și Scoția mi-au luat șunca din fasole. Scoția, Irlanda de Nord 0-1. Mare meci. Trebuie să mă convins să devin fan turbat al fotbalului franțuzesc. Oh, iată, domnul Radu Adrian. Vreau să iau de jos. Ce echipă îmi recomandați din Liga 3-a și care în 5-10 ani să mă ridice la infinit? Cum a trăit dumneavoastră cu OM? Oh, enorm mesajul. Doamne, hai să totuși să ne gândim că ăsta poate să fie un moment istoric. Să-i recomandăm domnului Radu Adrian o echipă din Naționai. Ce să vă recomand care în 5-10 ani să-l ridice la infinit? Adică vă așteptați să câștigați Cupa Campionilor, cum am fost eu. Am câștigat Cupa Campionilor de la locul 12 la Fotbal Remi. În 7 ani câștigat Cupa Campionilor. Mai mult decât toată prima ediție a Ligii Campionilor. Păi v-aș recomanda... Ce să vă recomandă? Aș recomanda un Villefranche-sur-Saône. Iată. Villefranche-sur-Saône. Asta, rețineți numele ăsta, domnul Adrian. Poate fi considerat domnul Dublin Belfast, da. Asta spuneam noi, domnul Oancea. Un El Camino al marilor bețivan. Păi cum să nu? Este cel mai teribil drum, mă? Pentru băutură din lume. Red Star nu îi recomandăm. Sedan nu mai este. Villefranche-sur-Saône. Aveți grijă totuși să-l buchisiți bine, să știți să-l ortografiați, să nu ajungeți ca președintele țării sau ca Samuilă sau ca ăștia. Că nu o să ajungeți în cupele europene, comentatorii noștri nu o să știe să pronunțe numele echipei noastre. Noastră o să stați și o să râdeți, să zice ce proști. Asta o să bateți Borussia Dortmund, o să... Bateți Atletico de Madrid, o să faceți egal la Porto cu Villefranche-sur-Saône. OM PSG, mă interesează mai mult Lille, OM. OM PSG, deja am întors foaia. Nici nu știu dacă putem să aliniem 11 oameni. Și eu simpatizez cu fotbalul francez datorită dumneavoastră, dar am ales Nice. Ați ales prost, domnul Plăcintă, cum a ales și Mofi. Nice, se nu. Când o să câștige San Marino al doilea meci? Când o să mai joace cu noi? Nu, ne-au marcat primul gol în istorie. Bogdan Stelea. Ce gol? Bogdan Stelea s-a dus pe direcția micii, stimați ascultători. 3 bape. Sperăm să fie un bape cum a fost aseară. Nimic. 3 a luat în echip. Mergem în aprilie în Fiji. Hai, lăsați-mă. Să vedem dacă este vis frumos și apă de ploaie. Poate aducem acasă, știi, 3 rugbiști. Stați un pic, bă, ce e asta, bă? Să pronunță corect Nadi, nu Nandi. Nu. Se scrie așa. Asta că după ce vă duceți acolo, o să știți un pic mai multe. Domnul Paul, se scrie Nadi și se pronunță Nandi. Ok. Da, totuși nu cred că vă duceți chiar în Fiji. Poate aveți un breloc cu Fiji sau un magnet ăsta de frigider și... Vă duceți finalmente pe la Znagov, pe undeva. Bun, ia să vedem. Domnule Consul s-a pus laptop pe calificarea Georgiei. Calificarea Georgiei și pe ce mai avea de datorat Constantin Rudnitski, că de-asta i-am făcut studio. Avea și el niște datorii. Știți cum e, când vine nou patron, îți șterge datoriile și preia el. Ama noi suntem.
Deci ați înregistrat, da, domnul Radu, domnul Radu Adrian, Villefranche-sur-Saône, în primul rând că obiectiv trebuie să aveți evident sezonul ăsta cum am avut și eu în 1985-86, evitarea retrogradării. UEM a reușit atunci, o să râdeți, să evite retrogradarea, a terminat pe 12 în 85-86 și după aceea ne-am trezit că vine știrea că Bernard Tapie, care era patron de ciclism atunci, avea echipă de ciclism, s-a înscăunat de unul singur patron la UEM. Noi nu știam cine e Bernard Tapie. L-am văzut atunci, prima dată, în niște 11 mondiale de alea pe care le găseam la 6:30 dimineața, duminica, la piața de vechituri. Acolo am văzut prima dată pe Bernard Tapie. Am zis, bă, uite, vine ăsta președinte la noi. Jucam fotbal în curtea școlii, eu eram UEM. Aia jucau, era Ungaria, Bekeș-Csaba, Tatabánya, Honved, Videoton, Mirei Haza. Și eu jucam, eram UEM. Nu știau ce e aia. Ne mândream că vine Bernard Tapie președinte. Râdeau ăștia de noi că erau președinți în Liga, în Divizia, cu nume mai sonore. La vremea spus. A venit Bernard Tapie și a câștigat Liga Campionilor, bă, în 7 ani. Am evitat atunci la mustață retrogradarea. Pe 27 martie 1977, asta a fost cea mai mare catastrofă aviatică în Tenerife, da, avioanele alea, un Pan Am și un KLM, dacă nu mă înșel, s-au ciocnit din cauza ceții pe pistă. Sigur, avioanele și piloții n-au avut nicio vină. Turnul de control i-a dirijat greșit. Luăm Bobu, Ferencvár rușii, da, dacă nu i-am pomenit, sigur, îi adăugăm și pe ei, Bobu și revenim imediat. Spune așa, datorită dumitale, am dorit să vorbesc cu Gigi Gigăr la Chișinău, dar i-am zis că dumitale ești cu OEM. Și atunci probabil că s-a anulat și discuția. A fost huiduit pe velodrom la meciul, da, a fost huiduit. Dar să vedeți ce o să fie duminică. Să anunță și că record absolut de spectator la un meci de Ligă din istoria campionatului. Tout simplement. Între timp, oamenii doctorului Constantin Rudnitsky ne-au trimis laptopul pentru că își plătește deja doctorul datorii. E precum doctorul Cârstoiu, candidat la primăria capitalei. Și ca să vedeți că au vrut să-mi facă totuși un cadou, bă, mi-au trimis direct cu moaca Xeniei Ciumiceva. Da? Poate totuși o vedem un pic și pe ecran. Așa mi se trimit mie. Deci că direct așa mi-a venit. Bă, când absolut direct pe imaginea Xeniei. Ăsta este cadoul pe care mi l-a făcut domnul doctor Rudnitsky. Un minut de Cristoiu comentând meciul de ieri. Tu că să știți că eu, nu, de când am scos 3 buline de la evenimentul zilei, vă amintesc bulina rosie, bulina albastră și aveam eu, dacă mai țineți minte, haideți domnul Cristoiu, că n-am... Mie mi s-a părut că meciul de aseară asta, sau nu știu, nu mă pițep eu la fotbal. La fotbal și la fericire, nu știu că știți, nu mă pițep. Dar ce nu înțeleg eu? De ce jucăm noi tocmai cu Columbia când putem să jucăm cu Moldova, putem să jucăm cu Ucraina? Adică, meciurile astea nu putem să transportăm și să dăm niște ajutoare. De ce trebuie să începem să jucăm tot cu Columbia? Asta sunt niște narcotraficanți, domne. Este narcotraficanți. Un minut de Călinescu despre... da, așa e, la 6 e întuneric în Caraibe, domnul Andrei, dar ideea este că noi am ajuns pe la 9:30 din cauza întârzierii. Este totuși că era fabulos, a? Cum sună, bă, Piarco International și cum sună Otopeni Internațional. La noi niște bălării. A? Ați văzut cum arată? Asta e, bă, tată. Deci nici Columb nu văzuse mai bine Caraibele decât se vedeau din avion, domnul Andrei. Dune Consul, cu Nandi, ați avut dreptate, dar de ajuns tot sper să ajungem în aprilie acolo, cu Turcu și Fijianu, via Istanbul și Singapore. Eu am luat tot cu Turcu, dar via Hong Kong și după aia la întoarcere am un Nandi, Narita. Păi ăla, chiar dacă s-ar prăbuși, domnul Andrei, zborul ăla, să zicem, Fiji Airways, Nandi, Narita, 320 de pasageri,
în dreptul Microneziei, de exemplu, la 7.000 de metri s-ar duce în Pacific, prezentatoarele jurnalelor de știri de la noi, cum ar zice, un avion pe cursa Nadi Narita s-a prăbușit, oricum nu poate fi niciun român. Nu se aflau la bord cetățeni români. Cine zboară, bă, pe Nadi Narita? Nadi Narita! Ce este asta, bă? Poate Xenia, da, să fie într-un avion din ăsta, da. Ce să mai comenteze Cristoiu, că după ce i-am auzit pe cei doi, băi, mamă, ce trebuie să fi fost cu aia de la antene. Gigi Gigar a vorbit politicos, era la mine acasă, l-ați invitat acasă pe Gigi Gigar. Domnul pălărie în condițiile astea. Și nu l-ați, cu ce l-ați servit? Nu i-ați dat un compot, o dulceață, ceva? Suntem de acord că e o mare tristețe că numele lui Emil Cioran să nu fie inscripționat pe 21 rue de l'Odeon. Da, bineînțeles că e o mare tristețe, dar francezii se ocupă astăzi, ați văzut, cu ziua de mâine, nu cu Emil Cioran. Domnule consul, l-ați îmbrăcat în foresta Fălticeni. Dacă ați vedea ce poșetuță mov are Xenia aici, în Caraibe, imaginea asta, că cei acolo e acum. Rog fanii României să iau un loc, da. I-aș ruga pe fanii naționalei tricolore să se așeze comod în fotolii, minutul 84, minoiule, la Madrid, Columbia 3, România 1, ce s-a întâmplat? Domnule pălărie, acest Michi Alexandrescu al chat-ului, exact așa. Exact așa. Salutări ascultătorilor noștri, Ruxandra. Emisiunea Un cântec pe portativ, rubrica Sport, Ilie Dobre la microfon, transmitem din studiourile Constantin Rudnitski, Rudi, 27 martie 1958, Nikita Hrușov devenea președintele Uniunii Sovietice. Xenia nu era născută. Nu-i cursul recomandare de vacanță cu rulota în Europa? Cum să nu? Scandinavia ajunge și pe la corespondent. Deci va spune așa. București, Sibiu, Arad, Budapesta, Szeged, Budapesta, Viena, München, Hamburg, Copenhagen, Odense, Aarhus, Aarhus, și după aia de la Aarhus trebuie să luați un feribot, de exemplu, să vă duceți cu rulota în Norvegia. Mergeți până în nordul Norvegiei. Și eventual de acolo, după aia când mă întoarceți la Odense, să luați ceva spre insulele Feroe, Feroe Islands. Agă și-ar juca Spania toate meciurile de acasă pe Bernabeu, a venit la pachet cu cel puțin două penaltiuri gratuite, corect. Așa-i, bă, bătaie de joc, absolut. Franța n-ar trebui să ia titlul european la cum evoluează Dedeu. Dedeu-i puțin, el e un fel de Victor Pițurcă, o să râdeți. Noi toată viața l-am blamat. A avut rezultate, e un bulănos. Ce joacă, vi se pare că joacă ceva echipa? Ce face Dedeu, de exemplu, vă întreb? Cum a pregătit el, de exemplu, aceste două meciuri amicale? Nimic. Absolut nimic. Echipa prost făcută, vai de mama lui, cu Germania, și că s-a jucat la Lyon, că a tras o las niște sfori. Ok, s-au prezentat numai în izmene, dar o echipă prost făcută. Ce mijloc de teren e ăla, bă? Zaire, Emery, Rabiot, Tchouaméni. Trebuie să câștigi campionatul european cu ăștia trei. Hai să fim serioși. Tchouaméni, da, poate să intre în 60. Dar ce să facă, bă, Zaire, Emery, de-abia împlinit 18 ani, tulbași titular la națională? În tinerime echipa, ești ca Lucești. Ce e asta, bă, tată? Bagă, bă, jucători, prostule. Ce echipă e aia? Joacă Camavinga și Tchouaméni. De ce? Că-s la Real Madrid. Cunde. Ce jucători sunt ăia, bă? Nu e făcut. E prost făcut. Dembélé la Naționala Franței. Păi Dembélé nu marchează nici cu Minerul Motru, bă. Da. Câte goluri are Dembélé în viața lui? Zero goluri la Națională, zero goluri la Paris Saint-Germain. La Paris Saint-Germain are un gol de când a venit.
ce e asta? Cum să-l bași pe DRBD-ul ăla, bă? Deci nu, Anita Fan... Na... Ha, ha. Ceau, Anita, o, Anita, na, gata, putem să plecăm, mă. Anita Van Belzen a născut. Așa am impresia că seamănă cu lor, Bulo. Nu pot să accesez că mi se strică chat-ul, dacă... Enorm, mă. Anita, bă, parcă și uitasem, parcă asta era, urma să nască. Da, bă, de asta n-a mai fost. Păi noi o blamam degeaba. Noi a rămas cu Xenia, Anita. Xenia nu o să nască niciodată. Are două vânătăi aici, pe piciorul stâncă, probabil când a băut niște cocktailuri pe acolo, s-a așezat greșit. Domnule consul, ce prim 11 ați instalat pentru... Mâine, mâine nasc, scrie Anita. Păi cum că aici, din poză, parcă se vede că ați născut deja, doamna Anita, dar nu mai sunteți domnișoară. Incredibil, bă, cum adică mâine? Pe 28 martie. Fantastic. A născut Anita, uite. Și că mâine naște, nici ea nu mai știe, probabil. Cu fusul ăsta orar, vedeți că se schimbă, domnișoară, și ora. La sfârșitul săptămânii dăm ceasurile înainte cu ora. Xenia sau Sonia, Xenia o cheamă. A revenit Anita, da, păi e clar. Acum să vedem pentru cât timp, Anita, trebuie să ne dai toate detaliile. Sper că nu-i băiat și-l cheamă Bogdan. În fine, miza ba, exact. Râz, de fapt, domnul, trebuie să corectați un pic acolo, o nouă formă de viață pe planetă, așa ar fi și Dumitru Grau, o ființă umană. Exact. Și eu nasc în fiecare dimineață, dar nu sunteți doamna Camelia. Camelia a născut la vremea ei. Miza ba, râz, exact. Ați corectat corect, la noi nu merge asta cu râz. Asta e pe la paleologul, dar nu la noi. Ați corectat bine, domnul Vlad. Miza ba, râz, asta înseamnă naștere fericită. Sau cum ar fi spus Răducioiu, Crăciun bun. 27 martie 1918, Basarabia s-a alipit la țara mamă. O să râdeți, domnul Ionuț. Avem și noi în stilul nostru pregătit diseară un subiectel. Pe tema asta. Când va fi încoronat Ianis nou rege? Păi este deja. Aoleu, ce s-o fi spus despre el, Dumnezeule? Pele e. Ci Maradona, tată. Bun, oricum, Anita... A intrat pe chat, probabil că este în compania tovarășilor săi, dar ce onoare totuși pentru noi. Bă, absolut nimic, nu mai știam. Uitasem de astea cu nașterile, am ținut de ale noastre. Anita să pregătească cum să nască mâine. A născut ieri. Desigur, asta era, ăsta-i tâlcul. Vedeți, are și ea umorul ei. Când spui nasc mâine, de fapt înseamnă că ai născut ieri. Bombonel despre ciucă și stareța Voronețului. Și zice, domnul Ciucă, de când a făcut această alianță cu Partidul Social Democrat, pe care eu am inițiat-o, puțină lume știe, eu l-am sunat direct din bibliotecă pe domnul Ciucă, lecturam un Stefan Zweig, domnul Ciucă nu știu ce face, cred că asculta niște muzică revoluționară, simfonică, spune dânsul, cred că era o muzică patriotică, l-am sunat și am propus această alianță, nu mi se pare peste mână. Au zis mai mulți analiști simpatici la Antena 3 CNN care au vorbit despre acest lucru. Eu spun că această alianță a domnului Ciucă cu partidul nostru, Partidul Social Democrat, pe care l-am condus, este una firească, este una în sensul lucrurilor. Să nu uităm că eu sunt cel care am adus România în Uniunea Europeană. Eu am militat și pentru NATO. Și acum militez pentru spațiul Schengen. Un minut de Cartianu spre golul faianțarului. Dana noastră, ați văzut golul, eu nu l-am văzut. Interesează faianțarii. Șutică i-ar fi transmis lui Ianis. Dă bă la faianță, bă! Absolut nimeni, vă reamintesc, n-a avut nicio reacție la acea replică. Așa era de obișnuit stadionul cu tot felul de gogomânii din astea. Era o duminică de august. Erau 64 de grade. În tribună nu erau mai mult de 30 de spectatori. Bă, noi ne duceam întotdeauna la tribuna D, pe aceleași locuri, deși n-am avut abonamente niciodată. Mă, în fața noastră era Șuntică, cu unul dintre copiii lui. Mânca semințe, a mâncat 40 de kg de semințe tot meciul.
dita mai profesorul de matematică, n-a scos un cuvânt tot meciul. Era un amical ASEA Corvinu, că nu mă înșel, s-a terminat 0-0. De ăla de intersezon, așa, nici nu scria rezultatul în Sportul. Un șut de la 20 de porți peste, la un moment dat, a tras unul de la ASEA și a ridicat șutică, bă, ca și cum ar fi fost un bombardament nuclear. Deci să-i pleznească venele, așa, ăla lui, săracul copilul, rămăsese cu sămânța așa. N-a mai apucat nici să o ducă la gură, s-a ridicat taică-s-o dintr-o dată, cu un munte, și a strigat de s-a auzit până la Cristești, acolo de unde e Larisa, du-te, mă, la faianță, mă! Bă, care s-a pus jos și n-a mai mâncat semințe tot. Mă, că s-a terminat meciul, l-a luat pe ăla lui, l-a dus acasă. Absolut nimeni din jur n-a întors capul, nu s-a întâmplat nimic. Și asta a fost faza monumentală. Petrecută undeva, cred că prin 1982. Cam așa. Bun, pauză și ne întoarcem. Aveam asta cu lansarea TVR Sport. Să nu uităm că nu se schimbă doar ora. La sfârșitul acestei luni să schimbă și TVR-ul. Să lansează TVR Sport. Dar în Turturică care să pricepe la sport cum se pricepe Sabin Orcan la țările din Sudul Americii de Sud, ne spune că trebuia lansat acest canal de acum 30 de ani. Păi nu, acum 30 de ani trebuia desfințat TVR-ul, domnul Turturică. Tovară și Turturică. Asta e, așa era începutul firesc al lucrurilor. Acum 30 de ani trebuia să desfințăm TVR-ul. Da? Și după aia, cum spunea Pablo Escobar, să-l îngropăm la loc. Țineți minte că la un moment dat și Băselu ne propunea același lucru. Să închidem televiziunea națională și apoi să o redeschidem. Bă, dezgropa și Pablo. Dacă nu mai aveați răbdare să așteptați încă 20 de ani. Chiar și acum 20 de ani ar fi fost bine, spune Dan Turturică. Atenție, care nu numai că n-are nicio legătură cu sportul, dar n-are nicio legătură cu televiziunea, desigur. În primul rând că acest TVR Sport este născut mort. Aici fără nicio aluzie la nașterile de ieri sau de alaltere ale Anitei. Este născut mort, tovarășe Turturică. În primul rând că TVR Sport nu o să aibă niciodată nicio competiție de top. Eu nu văd TVR Sport transmițând Liga Campionilor, Campionatul Național, echipa națională de fotbal și așa mai departe. Nu o să transmită nimic. În momentul de față, ce aveți? Gimnastică, canotaj, pe astea nu sunt sporturi de secolul 21, mă iertați. Astea sunt sporturi pe care le transmiți, că nu ai ce să transmiți altceva, cum a făcut Eurosport. Dar nu înseamnă că dacă aveți, cum au unii operatori pe la noi, 60 de canale 4K, ai vreo televiziune. Că nu înseamnă cantitatea ceva, ci doar calitatea. Nu-mi iei tu ochii că am o cameră filmată toată ziua în 4K și văd o mobilă acolo. Așa sunt canalele astea mai nou. Avem nu știu câte canale. N-aveți nimic, bă. N-aveți nici măcar un canal în toată grila aia. Deci așa e și aici. Ce să transmiți pe TVR Sport? Asta e prima întrebare pe care ți-o pun, că am văzut ce vor să dea. Meciuri de divizia B și C și sporturi mai puțin cunoscute. Bă, în secolul 21, când noi captăm astăzi ce vrem noi, ne uităm la Cambodgia cu Guyana, dacă vrem, pe streaming, tu vii să-mi dai canotaj din Liga 2. Care este utilitatea acestui canal? Da, era o utilitate acum 30 de ani dacă transmiteai toate sporturile, dacă făceai pe BeIN Sportul. Dar tu nu transmiți nimic pe acest canal. Da? Te duci, are TVR-ul bani să cumpere toate competițiile astea care sunt prima sport, are 12 campionate de fotbal. Pe câte are TVR-ul, bă? Zero campionate, da? Păi și atunci care e utilitatea acestui canal, bă? Deci eu, exact ce vă spuneam mai devreme, cu aia care schimbă un pic culoarea, o fac din siclam, fucsia și spun că s-a schimbat o eră. C'est la fin d'une époque. Cum adică, bă, poți să vii să spui tâmpenia asta? Tu n-ai nimic în portofoliu, niciun sport, n-ai niciun comentator. Nu o să-mi spui că o să iei iarăși pe aia. A fost reabilitat în primă instanță Mariano Laianos. Poți să comenteze Mariano Laianos lupte în Mongolia sau ce o să cumpărați voi? Ăla-i TVR Sport, bă. TVR Sport este să-mi dea Formula 1 dacă vreau să mă uit de pe camera lui Gasly toată cursa. Ăla-i TVR Sport. Da?
să pot să jonglez cu 200 de butoane, să am replay, să am să dau start over, să pot să schimb, să mut toate alea, mod expert. Tu ce vii, bă, să-mi transmiți canotaj de Liga 2 și interviul cu Andreea Răducan de acum 14 ani? Da. Primul invitat al emisiunii de astăzi este domnul Ion Țiriac. Bună seara, domnule Țiriac. Da. Bună seara. Am o treabă și de asta am adormit. Ăsta-i TVR Sport, bă. Ce-o flingarilor. Bă, în continuare trăiți într-o lume de asta. Ați mințit toată cariera voastră. Spune, bă, și tu, inventăm sau lansăm TVR Sport cu 30 de ani mai târziu decât ar trebui, cu dinaintea goală. Noi nu avem niciun program pregătit. De unde are TVR, bă, bani să cumpere toate astea? Televiziune publică secundară. Că și acolo, iertați-mă, trebuie să fii prost. Ți-am spune ție, Turturică, oricine, orice manager din televiziune, că trebuie să fii chiar prost să cumperi niște drepturi premium, cum spun ăștia, să le dai pe TVR Sport în loc să le dai pe TVR 1. Că pe TVR Sport nu se uită nimeni, bă. Da? Că nici nu-l găsește pe cablu. Îi reamintesc domnului Turturică că astăzi sunt 2500 de canale pe cablu. Stă cineva să-ți găsească ție TVR Sport? Chiar și dacă e obligatoriu, Digi ți-l bagă peste 16 ani. Obligatoriu, sigur, dar peste 16 ani. Cine să uită, bă? Deci îți dau așa numai un sfat. Cumperi un drept din ăsta esențial. Nu-l poți da, mă, pe TVR Sport. Că l-ai cumpărat degeaba, trebuie să-l dai tot pe TVR 1. Și atunci ce faci? Dai în reluare, da? Campionatul mondial pe TVR Sport. De asta l-ai lansat. Să dai reluări. Hai, bă, că sunteți geniali. Sunteți geniali. Dacă vedeți că e meci, aici nu știu, cred că e o relatare a domnului Drejan, calificare dramatică a celor din Anghila, am pierdut un pic șirul, doamna. Asta e altă frumușică. Nu era Xenia. Nu, stați că o să rezolvăm la un moment dat. Aici, Anita van Belsen este un om de milioane. Bă, chiar că am pierdut. Noi vorbeam de prostul de Turturică și uite aici ce scrie lumea. Anita van Belsen e un om de milioane. În ce campionat se va înscrie Fener? Știți că se vorbește de un rus de ligă? Cum să-i aduci pe turci, bă, în ligă? La Brun ăsta-i după toți firfirei, el orice, dacă îi aduce niște firfirei, vine. Aia era lor bulo, asta zic și eu. Anita-i tot cu fechete ăsta, cu area oamenii ei. Nu știi, n-ai uitat de unde ai plecat, Anita, asta ți-a strigat suporterii. Lasă cu fechete, ce știai tu de fechete dacă nu te luam noi pe chat. TVR este însă și familia tradițională. Nu-i vorba despre asta. Domnule Costu, cine arbitrează sâmbătă la Lyon? Sperăm la o victoria lui Reims. Păi cine poate să arbitreze? Sper să nu fie Madame Frappard. Că e tipic de ea. Un Lyon cu Reims. Nu știu, la noi e Benoît Bastien. Benoît Bastien este sub Ișvan Covaci. Deci cred că și dacă arbitra Ișvan Covaci OM-PSG, aveam o șansă. Bastien avem zero. TVR o familie în familie. Este ceva absolut lamentabil, acest TVR Sport. Este ceva absolut grețos. Plus că lansările lor au fost urmate de închiderile lor. Să nu uităm, ei își închideau la un moment dat, au închis TVR cultural. Țineți minte, nu mai știau ce să facă, nu au gestionat niciodată, o să gestioneze Turturică. Turturică e ăla care mă chema pe mine în SUA să le luăm banii oamenilor, ca Dem Rădulescu, în sketch-ul ăla când îți dea pălăria, zicea, nu-i mai număra, dar să știi cât ți-ai pus. Insulele Virgine Britanice s-au calificat la penaltiuri, așa este, dar în Africa nu s-a respectat. De exemplu, dubla manșă, Sudanul de Sud, Sao Tome și Principe, nu s-au aplicat regulile europene. Adică a fost 0-0 și 1-1 și s-a calificat Xenia, adică Sudanul de Sud, pardon. Că era regulile europene care sunt aplicate în CONCACAF, se duceau la penalti, poate câștiga Sao Tome. Noi țineam cu Sao Tome de mici. Într-adevăr, insulele Virgine Britanice au jucat dublă manșă cu insulele Virgine Americane. De atâta virginitate au făcut două egaluri. Scor virgin, ar fi zis Dan Voicilă, dar îl dădeau afară de la radio după asta, 0-0.
În tur a fost 1-1, după aia 0-0, aia rămăseseră în 10 insulele Virgine americane, au rezistat și așa. Dar au pierdut la penaltiul, că englezul bate mai bine penaltiul decât americanul. Pe TVR Sport a fi transmis meciurile lui OM, pariez că vreau să transmită, bă, meciurile lui OM. Emblema Barcelonei și vii să spui lucruri de-astea. Întoarceți-vă, bă, de pe Montjuicul ăla care arată ca dracu. Dacă există VAR în Africa, ăsta răspunde cum i-a răspuns mie aia de la Air Serbia, când am întrebat-o dacă are ceva de mâncare. Food! Mi-a zis aia, avea 89 de ani. Era stewardesă pe Air Serbia, pe Belgrad, Ljubljana. Nu-ți dădea nici măcar un pahar cu apă. O oră jumate. Și eu am întrebat-o la un moment dat dacă n-are ceva de mâncare. Pe zgripțoraică. Și așa s-a uitat. Fung! Nu. Și cu asta gata, n-a mai întrebat-o nimeni. Am văzut că unii deja erau pregătiri, ridicaseră deja mâinile, credeau că e atentat terorist. Bun, cam asta. Boanchiș la TVR Sport. Păi dăștea. Ce să-ți comenteze, bă, Boanchiș? Exact. Dăștea o să vină. Gata. Pe diseară, fraților, facem show. Vorba colegului nostru. Show să fie! Hai, ne revedem diseară și apoi de mâine în studiourile Constantin Rudnitski.